studiez despre război din Ucraina. Voi, dar ce-ți crede, mă? Războiul... E potopul. Acolo... Da. Suferă lumea, nu suferă aici și sus, dar lumea suferă. Lumea simplă. Da. Lumea simplă, da. Noi avem o petiție în care susținem poporul ucrainean, oamenii simpli care suferă din cauza acestui. Și scriem așa: stimate deputat ministru ucrainean, vă scriu din Republica Moldova să susțin lupta voastră contra dictaturii lui Putin. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordă un scut și o protecție militară pentru întreaga Europa și inclusiv pentru Republica Moldova. Ei sunt ca un scut pentru noi, dacă ei cedează, putem fi noi următori. Ca să spuneți în orice, poate n-am mai venit și noi. Da. Doresc o colaborare strânsă între armatele noastre, Republicii Moldova și Ucraina. Ei, relații bune. Da, da, relații bune și noi avem ce învăța de la armata ucraineană. Recunosc că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat și Crimea, Donetsk și Lugansk și Zaporojia. Sunteți de acord cu această petiție pentru atomice rapid suprime din Ucraina? Da, puteți să ne ajutați cu o semnătură dacă sunteți de acord cu... Sunt de acord, că și pentru pași, pentru alții. Nu numai pentru Ucraina, da. Pentru noi. Că... Ce credeți dumneavoastră despre cele 5 canale rusești care s-au închis? Noi aici nu vă pot spune asta ia că de ce le-au închis. Noi de pildă urmărim la televizor canalele, dar de ce le-au închis eu nu știu. Că... Acolo multă propagandă rusească a fost. Da. De această cauză a fost închise, a fost reîntâmpinate aceste canale, după a fost închise. Sunteți de acord? Dar și noi suntem și să trecem. Da. Și... Noi nu suntem putem de tot, dar măcar știm măcar și auzim, și măcar da. Și eu. Să auzim și face el și... și... Și minte are. Da, da, dar acolo minte, era multă propagandă rusă. Putin, acolo... Noi avem mintea noastră, nu... Dar sunt și alți oameni care credeau în toate chestii. Ei, care cred la scadă. Dar ei cred și așa, care n-au avut, tot cred așa. Din omul îi grăiesc. Și la care le-au fost ghini cu rușii, și amu cred tot în ruși. La care săracul a fost lichid de pământ, noi avem și mulți canali de noastră, unde putem urmări diferite emisiuni sau... Nu doar... Noi urmărim când putem și când avem când. Avem o petiție și pe tema aceasta. Stimate ministru deputat, vă mulțumesc pentru lucrul dumneavoastră eroic de a închide presa controlată de Federația Rusă. Efectele groazice a presiei ruse era presa rusifică justifică război și agresiunea către Ucraina. Presa rusă denigrează refugiații veniți din Ucraina în urma acestui război. Presa rusă creează un cult al personalității lui Putin. Presa rusă apără ocupația care continuă și în Transnistria. Presa rusă continuă mentalitatea ocupantă că rusofonii nu trebuie să învețe limba de stat română. Dar noi rusofenii lasă înveță limba moldovenească. Ei nici că noi dacă ne ducem la Rusia, nu crede, mă nu sește. Dar noi aici, ei e pe rusă, fac ei jbor. Sunteți de acord cu această petiție? De când îți iei nu iau mult? Noi învățăm.